Avem 24 de ore într-o zi. Și dracii, și Satan, și toată puterea întunericului se uită foarte atent să vadă, te-ai lepădat de Iisus sau nu? Cât timp petreci cu Iisus? Cu cine petreci timp, de fapt? Dacă tu crezi că îi poți amăgi, te înșeli. După aceea vine colapsul în viața ta. Iisus spune, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dacă te lepezi de Iisus, tu nu lași împărăția lui Dumnezeu în viața ta. Tu nu ai timp pentru Dumnezeu, pentru biserică, nu ai timp pentru studiu zilnic, nu ai timp să fii ucenicul lui, să fii familia lui Dumnezeu. Iisus nu forțează pe nimeni. Este alegerea ta, însă Satan și slugile lui te vor forța și nici măcar nu te vor întreba. Oare trebuie să ne raportăm serios la învățătura lui Iisus Hristos? Desigur, toate cuvintele lui se împlinesc în exactitate. În urmă cu mai mult de 2000 de ani, Iisus a spus că vor fi războaie groaznice, cataclisme, epidemii și probleme majore, pentru că oamenii nu cred în Dumnezeu. Se va ridica o națiune împotriva altei națiuni, un popor împotriva altui popor și o împărăție împotriva altei împărății. Vor fi cutremure pe alocuri, va fi foamete, confuzie și toate acestea sunt doar începutul durerii și suferințelor. Fratele îl va da pe frate la moarte și tatăl își va da copiii săi. Se vor ridica copiii împotriva părinților și îi vor omorâ. Trăind în Ucraina, unde este război, vedem cu ochii noștri acest lucru. Iisus a profețit, un neam se va ridica împotriva altui neam, războaiele mondiale vor cutremura pământul. Această nebunie deja se întâmplă, deși toți oamenii sunt rude. Toți provin de la Adam și Eva, iar după potopul cel mare, neamul omenesc a renăscut din nou din familia neprihănitului Noe. Dar vedem cum se împlinesc profețiile lui Hristos despre conflicte etnice. Sunt conflicte armate fratidice, în care rudele nu au milă unele de altele. Acesta este un satanism în acțiune. Demonismul a învins chiar și legăturile de sânge. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa, și omul va avea de vrășmași chiar pe cei din casa lui. Amin. Acum este război între Ucraina și Rusia, da? Și sunt foarte multe rude, rude de sânge, rude foarte apropiate și este o neînțelegere totală între ele. De ce? Căci vrăjmașii omului sunt chiar cei din casa lui. A fost adusă sabia care îi dezbină. Pentru că unii sunt cu Iisus, alții cu Satan. Mai presus decât legăturile de sânge, decât familia. Este despre ceea ce vorbea Iisus. Acolo sunt veniți mama și frații tăi. Și Iisus a spus, nu, iată familia mea, cei care împlinesc voia lui Dumnezeu. Amin. Aceasta este familia mea. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și continuă. Și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Este ca și cum i-ai da lui Iisus același lucru. Dacă vei da ucenicului, omului neprihănit, prorocului sau unui trimis de-a lui Iisus, este ca și cum i-ai da lui Iisus. Când noi, Stanislav și Iulia Saltanenko, am înțeles acest lucru, am lăsat toată viața fericită și confortabilă de pe malul de sud al Crimeei, am schimbat motivele vieții noastre și am plecat după Dumnezeu, ca să slujim oamenii din Transnistria de după război. Am deschis biserici și am propovăduit Evanghelia lui Iisus Hristos. Astăzi, văzând viața și slujirea noastră, mulți ne întreabă,
Care este secretul unei astfel de creșteri și dedicări pentru Dumnezeu? Oamenii se uită la efecte, dar cauza vieții și slujirii noastre este viața veșnică cu Dumnezeu. De aceea, de aproximativ 30 de ani slujim Domnului. Am fondat misiunea internațională Cuvântul lui Dumnezeu. Am deschis peste 100 de biserici în întreaga lume. Mii de oameni împărtășesc zilnic pâinea cea de toate zilele. După cum ne învață Hristos în rugăciunea Tatăl nostru, toate bisericile tinere, sufletele salvate, toată creația muzicală, piesele, canalele de pe YouTube și toate materialele reprezintă efecte în viața noastră. Pentru că Dumnezeu este cauza noastră, voia Lui, împărăția Lui și viața veșnică. Am slujit oamenilor zeci de ani. Și ce am putut să vedem? Au fost oameni care au stat mult timp în biserică, dar apar anumite tulburări și oamenii vin și bombănesc, manifestă lipsă de respect față de noi. Eu și Iulia înțelegem ce se întâmplă. Înțelegem că omul nu este născut din Dumnezeu. Dumnezeu nu este în viața lui. Nu este ucenic. De ce? Le spun acestor oameni, am făcut pentru tine mai mult decât au făcut rudele tale sau chiar părinții tăi. Am oferit foarte multă dragoste, grijă, am făcut bine, uneori chiar mai mult decât au făcut rudele sau părinții. Dar tu nu-ți judeci rudele, nu le cauți nod în papură, dar ne cauți nouă mereu. Ba ceva nu este în biserică, ba altceva nu este în regulă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că familia ta a rămas acolo, afară. Dar nu este Isus și biserica. Pentru că Isus a spus, iată familia mea, și a arătat spre ucenici, și când vii și pui pe altcineva mai presus decât ucenicii, decât voia lui Dumnezeu, mai presus decât slujitorii, decât apostolii, de fapt pui pe altcineva mai presus decât Isus. Pentru că toți aceștia reprezintă familia lui Isus. Biserica este trupul lui Isus și tu pui altceva mai presus de Isus. Împreună cu Iulia râdem și le spunem, de ce nu faci genul acesta de concert părinților, rudelor sau copiilor? Pentru că ei sunt valoroși pentru tine. După acțiuni, putem vedea cine este valoros pentru tine. Este valoros omul care slujește, slujitorii din biserică, oamenii care slujesc sau rudele care sunt în afara bisericii. Trebuie să te decizi. Frate, prietene, tu trebuie să te lămurești, pentru că fără această decizie nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Aceasta nu este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu sunt ucenicii lui Iisus Hristos. Aceasta este familia lui Iisus, nu cei care sunt afară, care au venit, judecă, critică și sunt nemulțumiți. M-a auzit cineva? Trebuie cineva să se pocăiască? Aș dori să vă spun un lucru foarte important. Biblia are dreptate și spune adevărul că sufletul este pământesc, drăcesc. Și așa cum pute sufletul, nu pute niciun fel de balegă și nimic pe acest pământ. De aceea, timpul și viața ne sunt date ca să ne curățăm sufletele și să pătrundem în învățătură, ca să fim mântuiți, pentru că dacă noi vom sta în învățătură, ne vom putea mântui pe noi și vom putea mântui și pe alții. Folosiți viața și timpul care vă sunt date. Și aș vrea să mai atrag atenția la ceva. Prețuiți oamenii care muncesc pentru salvarea sufletului vostru, pentru că sufletul este mai ceva decât orice gunoi. Salvați suflete și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Iubiți și prețuiți oamenii care muncesc și care vă ajută să faceți aceste lucruri. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, dragilor. Slavă Domnului! Noi am schimbat credința satanică cu credința lui Dumnezeu.
De mai mult de un sfert de secol slujim Domnului în dragoste, dintr-o inimă curată, cu conștiință bună și cu o credință nefățarnică. Dacă ai crezut în Dumnezeu și te-ai oprit în acest punct, trăiește o credință zadarnică. Și diavolul și demonii cred, dar trăiesc cum doresc ei. Tu ai crezut și Dumnezeu ți-a iertat păcatele, apoi ți-a fost dat timp să crești, să salvezi prin credință sufletul tău și să ajuți și pe alții. Munca cu gunoiul este un subiect interesant. Poți să spui, wow, miroase atât de urât, este o muncă atât de murdară, nu aș putea face așa ceva. Aș face orice altceva, numai să nu lucrez cu gunoiul ori cu vasul de veceu. Sunt de 25 de ani slujitor, pastor și vreau să vă spun că cel mai dificil este să scoți gunoiul și rahatul din suflet. Să scuturi oamenii. Dacă te murdărești de gunoi, te poți scutura, curăța și gata. Dar sufletul este în așa fel că poate să pută toată viața. Și mulți oameni, chiar și oameni credincioși, nu pot să ajungă la desăvârșire. Și până la sfârșitul vieții, nu-și pot spăla sufletul. Mereu trebuie să se ocupe pastorii de asta. Și nu ar fi o problemă. Problema reală este ceea ce nu poți spăla. De exemplu, mâinile murdare de gunoi pot fi spălate și le devin curate, dar să lucrezi cu oamenii este mult mai dificil. De aceea, să vă dea Dumnezeu înțelepciune și har, să înțelegeți, să conștientizați și să ajungeți la desăvârșire, la Domnul. De aceea Dumnezeu ne-a dat viață. Amin. Ca să ajungem la desăvârșire și ca sufletele noastre să fie mântuite. De aceea, cu ce trebuie să ne ocupăm atunci când venim la Domnul? Cu salvarea sufletelor. Să curățăm sufletul de tot gunoiul, de orice necurăție. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Înțelegând acest lucru, Apostolul Pavel a spus, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ceea ce privește credința. Pastorul nu a făcut una, nu a făcut alta, dar rudele te înjură în fiecare zi. Te ceartă. Nu-ți dau nimic. Îți iau moștenirea. Te fură. Profită de tine. Fac ce vor. Te fac preș și tu îi rabzi. Ai suficientă dragoste, răbdare, dar cu oamenii care te iubesc, care au grijă de tine, cu biserica care te ajută să fii mântuit, nu-ți face niciun rău și îți vrea doar binele, tu spui, fai, una, alta, ce-i asta, ce-i cealaltă, cu ce te deosebești tu de Satan, cel pentru care Dumnezeu a făcut totul? Dar el a început să umble și să strice aerul pe acolo. Dar a luat un șut în fund cu toată cohoarta care era cu el. La fel se întâmplă cu oamenii. Te uiți? Omul astăzi este în biserică. Mâine a zburat. De ce? Pentru că biserica nu a devenit familia lui. Așa că nu pierde biserica. În capitolul 10, Iisus încheie această idee. Cine vă primește pe voi, mă primește pe mine. Și cine mă primește pe mine, primește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Adică, primești familia lui Iisus, îl primești pe Iisus. Îl primești pe Iisus, îl primești pe Dumnezeu. Cât de simplu este totul. Dacă neglijezi și primești pe altcineva, îl primești pe Satan. De aceea Iisus spune, cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine.
Cine nu își ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Adică atunci când pui firea, o rudă sau pe altcineva, pe primul loc, nu ai nicio tangență cu Isus. Mulți oameni în ziua de astăzi au făcut acest lucru. Mulți s-au trezit în necaz. Și în Ucraina am auzit multe lucruri de la rude, de la cunoștințe care acum sunt în Rusia. Am auzit mizerii care nu au mai fost auzite. Ei nu stau să asculte martori oculari, pe cei care sunt martori la tot ce se întâmplă. Nu-L ascultă pe Isus, au pus pe primul loc pe oricine altcineva. Politicieni, președinți, oameni cu capacități paranormale, propagandiști, blogger, pe oricine. Pe Satan. Dar trebuie să înțelegem că există două persoane. Fie Satan, fie Dumnezeu. De aceea Iisus spune, eu am venit să aduc sabia, să fac ordine, ca oamenii să vadă unde este alb și unde este negru, unde este lumină și unde este întuneric. Și fiecare om face alegerea. Ești cu Satan sau ești cu Dumnezeu? Iar în capitolul 11 din Matei, Iisus spune, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o odihnă. Luați jugul meu, căci este ușor. Dacă ai probleme cu sufletul, vină la Iisus. Aici este esența. Depărtându-te de Iisus, depărtându-te de Dumnezeu, trebuie să înțelegi că te apropii de Satan. Atât. Ori una, ori alta. Ori Dumnezeu, ori Satan. De aceea, Iisus și familia Lui reprezintă biserica și au luat primul loc în viața noastră. Și vedem unde sunt acum cei care au încercat să creadă altfel, să inventeze ceva, cât de mult trăiesc în iluzie și sunt prostiți de Satan. Ei s-au trezit cu Satan în groapa de gunoi a acestei lumi. Au schimbat cel mai valoros lucru, cel mai important, căci împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvala. Ei au căzut în mrejele acestei lumi. De aceea, căutați împărăția cerurilor și restul vi se va da pe deasupra. Și depuneți efort pentru pocăință, conștientizare și transformare. Luca 16:16. Pentru că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. De aceea eu pot să spun, slavă Domnului, că Dumnezeu și-a trimis Fiul pe Iisus Hristos și că Iisus nu s-a schimbat. El este același ieri și azi și în veci. Și în El este răspunsul pentru fiecare și pentru toți. De aceea primiți acest răspuns. Acesta este Iisus.